Situația alarmantă la uzina de vagoane din Drobeta, Turnu Severin. Alte 40 de cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore. Până la momentul actual, 211 angajați sunt infectați cu COVID-19. Numărul de îmbolnăviri crește în continuare în județul Mehedinți. 71 de cazuri au fost înregistrate astăzi. În focarul declarat la uzina de vagoane din Drobeta, Turnu Severin, din numărul de 470 de angajați care au fost testați, jumătate din ei au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 583 persoane se află în carantină la domiciliu sau locația declarată de acestea. 680 persoane sunt confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei, în ultimile 24 de ore fiind confirmate 71 de cazuri de îmbolnăvire. 141 persoane se află internate, din cele 141 persoane, 10 sunt internate pe secția ATI. 132 persoane se află în izolare la domiciliu asimptomatice și 27 persoane sunt decedate. În urma focarului declarat la o societate din Drobeta, Turnu Severin, până în prezent au fost confirmați COVID-19 211 persoane, 40 de persoane în ultimele 24 de ore. Angajații care nu au primit încă rezultatele testelor și familiile acestora se află sub măsura carantinării la domiciliu. Cei care au luat contact cu persoanele pozitive se află sub aceeași măsură.